Inspectorii școlari au anunțat că publicarea listei în care vor fi specificate unitățile școlare incluse în programă va fi disponibilă în câteva săptămâni. Proiectul a debutat în urmă cu trei ani, însă din vari motive a fost abandonat. Atunci când am început proiectul, am întocmit și o listă cu școlile care ar fi trebuit să fie incluse în program, însă cele mai multe dintre ele și-au rezolvat deja problema cu internetul, așa că anul acesta informațiile vor fi reactualizate. Licitația pentru cumpărarea echipamentelor și serviciilor IT va fi organizată de Ministerul Educației în luna decembrie. Valoarea totală a contractului este de 32,5 milioane de euro. Potrivit anunțului de participare la licitație la nivel național, 714.000 de elevi și 56.000 de profesori vor beneficia de internet în școală.